Bună, dragilor! Astăzi am aici o mâncare foarte gustoasă și foarte interesantă. Am vânătă umplută cu cașcaval. Uitați-vă ce bine arată, așa, foarte aromată și servită cu o tocăniță de legume. Iarăși foarte, foarte interesant ce ingrediente am folosit. Vedeți? Acum începe să pregătim vinetele. Inițial le curățăm de părțile exterioare. Astăzi am luat vinete albe din piață, sunt foarte gustoase și astea, dar nu contează ce sort de vinete aveți. Apoi, le felez în felul următor. Le facem o crestătură, dar nu ducem cuțitul până jos, deci se lasă. În felul acesta le crestez pe toate. Punem apă și sare, deci în jur de o lingură jumate de sare. Și le punem în apa cu sare, ca să iasă sucul ăla amărui din vinete. Și le lăsăm să stea în jur de o jumătate de oră în apă cu sare. Între timp vom pregăti un sos care îl vom folosi la montajul acestui fel de mâncare. Pentru el avem nevoie de 4 căței de usturoi pe care îi strivim. Adăugăm o lingură de sare, oregano, cam o lingură de oregano, ulei de măsline, în jur de 50 de mililitri de ulei de măsline. Amestecăm. Această compoziție o să folosim când vom monta vinetele. Observați, apa devine maronie, este de la sucul de la vinetele. Alea de culoare mai închisă, o să observați, au culoare și mai întunecată. Se strecoară apa și apoi trecem să le montăm. Montăm în felul următor, cu o pensulă. Inițial trecem prin uleiul ăsta, plin de usturoi. Și fiecare tăietură o îmbrăcăm în ulei. Și acum în fiecare tăietură adăugăm cașcaval. Le umplem cu cașcaval. Eu am Gouda, dar nu are nicio importanță ce cașcaval folosiți. În felul acesta o să umplem toate vinetele. Înainte să punem la copt, deci în vasul în care a fost uleiul ăsta, mai adaug un pic de ulei de măslin. Amestecăm și acest ulei îl punem așa peste tot. Și acum merg la cuptor pentru 20 de minute la 200 de grade. Timp cât se coc vinetele, noi pregătim aici o tocăniță care o să o servim la fel cu vinete. Într-un vas am pus ulei în care adaug sare. Apoi, între timp, mi-am tocat 2 roșii și 4 ardei roșii. Și le punem la sotat. Sotează legumele, ne mai găsim ceva de lucru. Aici avem 2 ouă, peste care adaug 2 linguri de iaurt sau smântână. În cazul meu este iaurt. Deci 2 linguri pline, așa, ochi. Și mai adaug 50 de grame de cașcaval.
și omogenizăm aceste ingrediente. Le vom folosi un pic mai târziu. Când observați că s-a creat un sos așa mai abundent, în acel moment dăm focul mai încet, lăsăm ca să fiarbă ardeiul un pic, să fie bine făcuți în sos, dar avem nevoie de acest sos, deci nu scădem până la sfârșit. De-aia dăm focul un pic mai încet, ca să fiarbă încetșor. În acest moment, când avem ardeii bine făcuți, adăugăm ouă cu iaurt și cu cașcaval și amestecăm până o să observăm că începe să se lege, să se închege tocănița. În momentul când s-a legat, se oprește focul. Se fierbe în jur de 2-3 minute. Observați, are așa o consistență mai cremoasă, exact ca o budincă. Ea când se mai răcește, devine și mai groasă. Când începe să fiarbă, noi oprim focul. Am scos vinetele din cuptor și imediat am să vă arăt cum le servesc. Și o acoptăm cu tocăniță. E o mâncare foarte gustoasă, neapărat să o pregătiți. Nu o să vă pară rău timpul petrecut pregătirii. Și acum un pic de decor la farfurie. Da, și în felul ăsta servim, venim și cu un pic de oregano. Și mâncarea noastră este gata de servit. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.